Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lista școlilor cu risc seismic. Lebede la Dămienești. Mănăsirea ca și în testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Ministerul Educației a publicat lista școlilor aflate în risc seismic 1 în urma ședinței Comitetului Interministerial de la Palatul Victoria. Potrivit Ministerului, 39 de clădiri sunt încadrate în clasa de risc seismic 1, din care 21 sunt în uz. Din acestea 21, 15 clădiri au destinația săl de clasă laboratoare, iar 6 clădiri au alte destinații. Clădiri cu destinația săl de clasă laboratoare sunt Școala Gimnazială Filipeni din Bacău, Grădinița cu program normal Ferăstrău Oitu, județul Bacău, Liceul de Arte Hariclea Darcle din județul Brăila, Școala Gimnazială numărul 1 Adunații Copăceni, județul Giurgiu, Școala Gimnazială numărul 3 din Voluntar, județul Ilfov, Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu, județul Iași, Grădinița cu program normal Aicuza, județul Iași, Grădinița cu program normal numărul 20 Baia Mare, județul Maramureș, Școala Gimnazială Comuna Dulcești, județul Neamț, Liceul Teoretic Ionița San Caracal, județul Olt, Grădinița cu program normal Broșteni, județul Olt, Școala Primară din Dâmpu Băicoi, județul Prahova, Grădinița cu program normal Delen, județul Suceava, Școala Gimnazială numărul 1 Timișoara, Școala Gimnazială Angela Gheorghiu Adjud, județul Vrancea. Clădiri cu alte destinație sunt cele de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga București, sală de sport, Clubul Sportiv Școlar Ilfov, două clădiri, un spațiu de profesor și un spațiu grădiniță, Liceul Tehnologic Cezar Nicolau Brănești Ilfov, Cămin, Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu Iași Anexă, Casa Corpului Didactic județul Ilfov, Cămin. Din fericire, nicio clădire din municipiul Onești și Bacău nu se regăsesc în lista publicată de Ministerul Educației. De altfel, la această oră, majoritatea instituțiilor de învățământ din municipiul Onești au trecut prin ample lucrări de reabilitare. Este cazul și școlilor Ghiță Mocanu, fosta școală 5 și școala numărul 1. La școala Ghiță Mocanu, valoarea proiectului este de 8.453.686 lei fără TVA pe fonduri europene. Lucrările constau în consolidare, pereți, refacere tencuieli, finisare, înlocuire instalații electrice, sanitare, termice, protecție incendiu, reabilitare termică, înlocuire ferestre antiefracție, achiziție de mobilier și echipamente IT. Proiectul este finanțat prin Regio, Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1, investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectivul specific 10.1, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, iar timpul de execuție este de 24 de luni. Proiectul Reabilitarea Școlii Gimnaziale numărul 1 din municipiul Onești a fost încheiat în baza contractului de finanțare realizat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de organism intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Proiectul este finanțat prin Regio, Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții, investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectivul specific 10.1, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Apel dedicat învățământului antrepreșcolar și preșcolar. Valoarea
totală a proiectului este de 11.448.722 de lei, 62 de bani, inclusiv TVA, din care peste 228.000 de lei reprezintă contribuția proprie din bugetul. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Veste bună pentru doamne și domnișoare, unitatea mobilă de screening de cancer mamar a Institutului Regional de Oncologie Iași oferă femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani mamografii gratuite. Aceasta va ajunge în zona Moldovei, județul Bacău, mai precis în comuna Mănăstirea Cașin. Proiectul se adresează tuturor femeilor care nu și-au făcut o mamografie în ultimele 12 luni, care nu au simptome sau un diagnostic confirmat de cancer mamar. Pe 27 februarie, ora 9, caravana OncoPrev va fi în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Proiectul este în parteneriat cu Fundația Enable și se va desfășura în 12 județe din nord-estul și sud-estul țării, respectiv Iași, Bacău, Vaslui, Botoșan, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea și Buzău. Unitatea mobilă de screening pentru depistarea cancerului mamar a fost achiziționată pe un proiect pe care îl implementăm din 2020. Este vorba de un proiect cu finanțare din fonduri nerambursabile. Unitatea mobilă este dotată cu un mamograf mobil digital 3D și a costat în jur de 600.000 de euro. Am finalizat procedurile de achiziție anul trecut, iar unitatea a ajuns recent. Este vorba de două astfel de unități mobile în România, una la Cluj și a doua la Iași, a declarat Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iași. Lebede la Dămienești. Câteva zeci de lebede au fost semnalate în plin câmp la Dămienești. Mulți au exprimat că ar fi lebede de iarnă, Cygnus cygnus, iar alții, cum că ar fi lebăda mică, Cygnus columbianus, dar nu prea au fost văzute în zonă. Lebăda de iarnă este o pasăre migratoare din ordinul Anseriformelor, familia anatidelor, cu o talie foarte mare de culoare albă răspândită în regiunile nordice ale Euroasiei, Rusia, Scandinavia și Islanda, și care migrează spre regiunile temperate din sudul Moldovei și Asiei, unde iernează. Giocul este galben cu jumătatea anterioară neagră, picioarele sunt negre, are glasul puternic ca un sunet de trompetă, obișnuind să strige în grup. Se hrănește mai ales cu vegetale, iarbă, plante acvatice, semințe de ierburi, dar și vierbi, insecte și moluște, iar câteodată chiar și cu pești. În România vine din nord în sezonul rece, iar primăvara se înapoiază spre locurile de reproducere din nordul Euroasiei, la noi fiind răspândită în lagune și pe lacurile litorale, dar și în delta Dunării. I-a furat telefonul din mână, s-a întâmplat la piața din Bacău. Victima a fost un bărbat de 65 de ani venit la piață pentru cumpărături. Individul și-ar fi acoperit fața cu un fular și a furat unui bărbat telefonul mobil. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar un polițist local a observat aceasta și a pornit pe urmele individului. L-a urmărit și a reușit să-l încătușeze la nici 100 de metri de piață. Suspectul este acum cercetat pentru furt și riscă să ajungă la închisoare, unde cu siguranță va fi găsit vinovat. Aleșii locale ai Comunei Dofteana au discutat și avizat proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu o suprafață de 1587 metri pătrați, teren arabil, situat în intravilanul satului Dofteana. Mai multe detalii în minutele următoare. Cred că într-una dintre ședințe v-am spus, ianuarie sau în decembrie, vă spunem despre acel teren care îl achiziționăm în luna lui februarie, intenționăm să-l achiziționăm pe strada Izvorului, care el face legătura cu strada Levezii. Merge până în hotar cu cimitirul, iar până la cimitir venim cu drumul dinspre câmp către face legătura. Vom intra și vom ieși în drumul județean. Suprafața terenului, v-am spus, 1587 de metri pătrați, din discuțiile purtate cu proprietarul, care este doamna Nicoleta Iremia, a spus, eu nu pot să-l dau, este intravenant, fără 10.000 de euro. 10.000 de euro sunt 50.000 de lei acolo. Deci 1587 de metri, e cam o prăjim. Așa. Terenul este foarte bun, dar nu e bun pentru construcție acolo, decât doar atât pentru asfalt și o parcare pentru biserică. Din ceea ce am verificat și este adevărat, trece conducta transgazului, aia mare, care este undeva la domnul colonel aici. Trece conducta mare de apă, Gheorghiță, care ajunge la Coplan, și trece Competul, care au zestrea lor pe conductă. De aici trebuie să obținem cele trei avize pentru a putea moderniza. Adică, ceea ce am făcut și până astăzi. Aviz de la Transgaz, care ne chinuim cu ei, nu vă mai spun și partea elaltă, ar fi trebuit, sau v-am spus-o, drumul 131 care face legătura cu Seaca,
Și drumul de pe strada Levezilor este supra-traversat de către, nu, sub-traversat de către conducta de la Transgaz. Nu este mult. Să vedeți ce surprind. În aviz, mi-a cerut să golesc conducta de gaze ei, o firmă autorizată, și să mă costă 10,5 miliarde zestre de pe ea. Deci gazele să fie evacuate și să facă deviere la conducta. Să fim la distanță mare de peste 30 de metri față de cum este acum. Bineînțeles, să expropiez oamenii de acolo, să le dau bani sau să le dau teren și să mai dau și 10 miliarde jumătate. Motiv pentru care am fost la București, în audiență. Că nu am avut ce să fac. Vă dați seama. Așa. Și am obținut că m-am dus cu dovada drumului agricol, care subtraversează în 3 locuri la drumul agricol, conducta de gaze, și atunci mi-a dat aviz favorabil prin niște plăci de monolit de beton peste conducta de gaze, în caz, Doamne ferește, de orice, dai afară plăcile de monolit, repar defecțiune și îți continui lucrarea. M-am dus cu avizul ăla care m-a salvat și le-am salvat și pe celelalte de mi-a dat aceeași soluție cu plăci de monolit. Aceeași soluție trebuie să ne dea și pe acest drum care noi achiziționăm acest teren. Înțelegeți? Așa, iar trebuie să fac demersurile. Și aici va fi o cale de acces. I-am făcut o ridicare topo, de așa natură, să ieșim la biserică și după aceea să continuăm drumul și să ieșim în strada care vine, strada Pieții, zice, da? Da. Sper că e o situație destul de bună acolo. În vecinătate mare, încă o persoană, suprafață de teren, e posibil, dacă este dispus cândva, să-l achiziționăm și pe acela. Pentru că la biserică este de neîncăput. Vă duceți toți la biserică și vedeți că încolonează mașinile acolo, mai vine și o căruță cu balastul de acolo jos, că vrea să facă modernizare la un mormânt, și deja s-a blocat totul. Noaptea de înviere ne trebuie 3 polițiști ca să putem să deblocăm acolo. Știți, destul de bine că nu se poate ajunge. Nu vorbim de o mormântare, nu vorbim de, Doamne ferește, un foc sau altceva. Dacă o lua foc ceva la biserică, vă întreb, Doamne ferește, așa, pe unde întorci mașina? Pe unde întorci mașina de pompieri? Spuneți-mi și mie. Nu ai pe unde. Vine toate mașinile, cum am pățit pisaca, când a fost explozia cu buteriile alea, și nu mai poate da înapoi, se alimentează una pe alta. Și vă dați seama cât de mult îngreunează. Dau un foc la biserică sau altceva. Așa, dacă avem pe partea elaltă care de acces, e altceva, da? Este altceva. Noi vrem să aerisim toate căile de acces, să fie destul de largi, acolo trece conducta de apă a Crabului, în care putem să facem un hidrant, Doamne ferește! Ai venit cu mașina, ai alimentat mașina de pompieri, asiguri tot ce trebuie acolo. Doamne ferește de foc! Sau altceva. Ăsta este obiectul acestui teren care vă supun spre analiză și aprobare ca să-l achiziționăm. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei, supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Comemorarea anuală închinată lui Valeriu Gafencu și tuturor deținuților politici din temnița Târgu Ocna a avut loc vineri 17 februarie sub organizarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a Fundației Profesor George Manu. Ca în fiecare an, comemorarea a avut loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgu Ocna, în vecinătatea Spitalului Penitenciar, locul în care se află gropile comune și troița foșilor deținuți politici. De la ora 9 a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de parastas. Mai multe detalii în minutele următoare. Mulțumim lui Dumnezeu! Izvor la toată darea și binecuvântarea pentru ziua de astăzi și pentru toate zilele ținoastre, pentru parastasul acesta, pentru toate câte a rânduit, pentru toate câte le mai rândui și mai ales pentru că ne-a dat, iată, un astfel, da, de suflet binecuvântat ca lui Valeriu Gafencu, care a făcut parte într-o generație de toată cinstea, într-o apărare a credinței strămoșești și mărturisea de credință, într-un duh de sorginte filocalică, așa cum amintea Părintele Stare Schariton, mai înainte în predică, bine a spus, vorbim de un om în care a lucrat puternic Duhul Sfânt. Vorbim de o prezență a Harului Dumnezeesc în chip unic în persoana acestui bineplăcut al lui Dumnezeu, care a creat o atmosferă unică în jurul lui, după cum spunea tinerelul acesta, încă din copilăria lui,
în perioada adolescenței, a studenției, că pe urmă a fost arestat și în temniță. Vorbim aici de vas ales al lui Dumnezeu, de aceea este și propus pentru canonizare, pentru calitățile lui sufletești deosebite, datorate și unei educații în duh creștinesc și românesc. Eu aș începe cu o trăsătură esențială a caracterului acestui om deosebit, Valeriu Gafencu, intitulat Sfântul Închisorilor, doar care el s-a remarcat, v-am spus, limitit el. E vorba de părinții săi, Vasile și Elena, despre care el mărturisește. Sunt câteva rânduri. Tuța, mi spunea tatălui său, era un om întreg, sănătos și voinic, un trecut frumos, student la Politehnică, bine văzut de toți oamenii de valoare care aveau Basarabia în acele vremi. Basarabia, fiind Valeriu. Îi mai trebuia puțin și ieșea și el inginer. Dar, luând contact cu societatea, așa a zis, spusă, anii aceia, după Revoluția, Revoluția Bolșevică, frământările care au adus atunci, da? Deci, dar, luând contact cu societatea așa suspusă, ghilimele, cunoscând decadența acesteia, a renunțat la toate perspectivele, deci, vremuri specifice cu decadența, deci ce facultate face, în ce condiții, ce era, era făcea fiara roșie și făcea ravagii peste tot și dărâmau, da? Biserici. Și ce era mai bun și sfânt în popor, decadența ce a renunțat la toate perspectivele pe care le deschidea viitorul, s-a întors în sat la plug, făcându-se și învățător. Voia să întemeze un cămin frumos și curat, să aibă soție, copiii lui, gospodăria lui, și a luat-o pe mama. Mama l-a întrebat, de ce mă iei tu, mă, pe mine de soție? Eu n-am nici carte, nici avere, păcă tu... De ce ți-ai nu-ți ales, mă, o fată de învățată de la Iași? Că doreai atâtea fete te doreau pe tine. Era o femeie simplă, curată. Ei, Elena, zice, de câte ori mă uit la tine, mă gândesc că nu sunt vrenic de tine. Tu ai ceva ales, mă, tu ai fecioria, ești curată, de aceea te iubesc eu. Valeriu Gafencu s-a născut într-o asemenea mamă și un asemenea tată, roda unei dragoste curate, e mare lucru să fii un suflet curat. Ei, mă, Lena, mi spunea, de câte ori mă uit la tine, mă zice, nu mă simt vrednic de tine, mă. Tu ai ceva deosebit, mă. Tu ai fecioria, mă, tu ești curată. De aceea te iubesc eu pe tine. De aceea l-a iubit Dumnezeu pe Valeriu, că a fost un suflet curat, deosebit distins, că a înțeles bine de mititel, prin educația din familie și ulterioară, din oamenii care a cunoscut marele personalități ale vremii, ce înseamnă curăția sufletească în împlinirea oricărui ideal și mai ales acelui creștin și național. Noi nu putem ne prezenta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de ce acte de glorie săvârșim cu suflete întinate. E mare lucru curăția sufletească, temelia pe care zidim toate valorile pe care vrem să le promovăm. E mare lucru. Vedeți ce înseamnă? Mă uitam, amintea părintele și grozav cuvântul părintele Hariton, amintea de conducătorii vremii, de conducătorii de atunci, căutați să facă niște paralele. Dar gândiți-vă și atunci, un om cu suflet viteaz, ora de capitan, deci zice, poporul român, când tinerii aceștia, în generația lor, auzeau asemenea oameni greni, deci poporul român în aceste zile ale lui, nu are nevoie de un mare om politic, așa cum greșit se crede. Și cum cred nici noi astăzi. Ci de un mare educator și conducător care să biruiască puterile răului și să zdrobească tagma celor răi. Pentru aceasta însă va trebui să biruiască mai întâi în el însuși răul și din ai lui. Păi îți dai seama când ai în față un astfel de profesor, un astfel de educator, de mentor, de comandant, de capitan, un astfel de un ministru, da, episcop, în tot domeniul și în tot locul e nevoie de oameni care să arate ce? Care e calea către desăvârșire, către Dumnezeu. Pe atunci tu capeți o înrăurire. Așa se explică că el s-a luat la trântul cu păcatul din tinereții și s-a dat seama că nu poți înainta, nu poți primi harul Duhului Sfânt decât, da, într-o relație de curăție cu Dumnezeu. Nimine curat nu intră în părăția Dumnezeu. Deci e prea curata fecioara, Maica Domnului, numim așa. Ce a fost atâta plină de har și Dumnezeu s-a iubit, a iubit-o atât de mult, e prea curată fecioară și ce a căutat la smerenia roabei sale.
pentru curăția ei, nici în gând, nici în trup, nici în cuget, niciodată n-a avut, iată ce, ceva întinat. E mare lucru. Nimic mai mult atrage Harul Dumnezeu decât ce sufletul curat al credinciosului. De aceea a spus și mare savant Simeon Mehedinți, atât valorează un popor și un om cât a înțeles din Evanghelie și cât se silește să împlinească poruncile lui Hristos. Când înțeleg mulți, mulți au o căpățână și cap au, dar ce viață duc? Și noi și călugări, nu tot eu să îmbraci haina aceasta, să o să țin la popor ca mine acum. Ești tu în tare sufletește, să o faci autoritatea morală. De aceea, dar, zic și eu ca tatălui Valeriu, când mă uit la voi, mi sunteți dragi și de aceea ne obligați și pe noi și de aceea vă iubim. De aceea, măcar că nu merităm darul, harul, poziția aceasta și toate câte, iată, biserica, oamenii le-au pus pe mirii noștri, nu le merităm privind în noi, dar privim la frățiile voastre, la copiii ăștia curați, la icoanele acestea, la țara noastră, la celul acesta, la drapelul nostru, la tot ceea ce ne-a pus Dumnezeu la îndemână, ca români și ca și creștini. De aceea și noi iubim toate aceste valori și să naștem în sufletul nostru real o nevoie de jertfă pentru el, pentru că ne regăsim în așa ceva. Oameni și în preașma unor oameni ca Valeriu Gafeni și a tuturor din generația lui, sufletul capătă o înrăurire. Dom'le, cu asta nu vorbeai bancuri și prostii. Dom'le, în preașma lui sufletul se trezea antrenat în rosturile profunde ale vieții. Aveau numai un zestrare intelectual, ci mai ales avea o înțelepciune dată de Dumnezeu ca urmare a unui mod de viață, atenție, lămurit în focul suferințelor, generat de o pocăință ca dar al lui Dumnezeu. Pocăința de care facem referință aici a fost una aducătoare de bucurii sufletești, de o fericire sufletească, manifestată bucurie în momentele cele mai grele ale detenției și ale vieții. I-au jertfit ca mulți alții pentru patimă, dar cu o mărinimie sufletească unică. Acesta este elementul deosebit. Acesta este stat specificul lor. Avântul acesta și bucuria și mărinimia cu care au făcut-o. Pocăința este darul lui Dumnezeu pe omul să-și vadă păcatele. Vederea păcatului este, după toată învățătura bisericii, darul lui Dumnezeu a primit acest mare dar. La un moment a fost și unul specific în viața lui, unul unic. A căzut în acel plâns și a văzut pe păcat și a început să-și plângă și a cerut iertare tuturor. Dar mișcarea aceea sufletească este esențială. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 23 februarie. Cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibile pe alocuri ninsori. Mercurul în termometre urcă până la valori de 5 grade Celsius, în timp ce noaptea minima coboară până la valori de 2 grade Celsius. Vineri, 24 februarie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre ajunge până la valori de 11, chiar 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4-5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.